Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. În perioada 18-26 aprilie 2024 vor fi probabil cele mai norocoase zile ale anului, dar trebuie să ne pregătim din timp pentru acest eveniment de amploare. Berbecii și balanțele vor avea cel mai mult de câștigat, iar rezultatele se vor vedea mai ales pe parcursul lunii mai 2024. În continuare, haide să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte. Berbecii se vor simți energici și dornici să-și pună în aplicare ideile și planurile. Este momentul perfect pentru a lua inițiative și a progresa în proiectele personale sau profesionale. Taurii vor fi concentrați pe aspectele practice ale vieții lor. Este posibil să se implice în activități legate de gestionarea finanțelor sau a resurselor personale. Este important să fii atenți la detalii. Gemenii vor fi plini de curiozitate și dornici să învețe lucruri noi. Este potrivit să exploreze domenii de interes sau să comunice deschis și sincer cu cei din jur. Racii se vor simți mai sensibili și empatici. Este important să își acorde timp pentru reflexie și să acorde sprijin celor din jur. Relațiile personale sunt în centrul atenției lor. Leii se vor remarca prin încredere și carismă. Este momentul potrivit să își exprime ideile și să preia inițiative în grupuri sau proiecte colective. Fecioarele vor fi concentrate pe detalii și pe organizarea aspectelor practice ale vieții lor. Este important să stabilească prioritățile și să fie atente la sănătatea lor fizică și mentală. Balanțele vor avea o abordare echilibrată și diplomatică în interacțiunile lor. Este momentul potrivit să rezolve conflicte sau să negocieze soluții avantajoase. Scorpionii vor fi plini de pasiune și determinare. Este momentul să își urmărească cu hotărâre obiectivele și să își exprime sinceritatea în relațiile personale. Săgetătorii vor fi plini de optimism și entuziasm. Este momentul potrivit să exploreze noi oportunități sau să își extindă orizonturile culturale și intelectuale. Capricornii vor fi concentrați pe stabilitate și atingerea obiectivelor lor pe termen lung. Este important să își gestioneze resursele și să-și planifice strategiile în mod eficient. Vărsătorii vor fi creativi și non-conformiști. Este momentul să își exprime individualitatea și să-și urmeze pasiunile în mod autentic. Peștii vor fi sensibili și intuitivi. Este important să-și asculte intuiția și să-și acorde timp pentru activități creative sau spirituale care îi încarcă pozitiv. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o zi minunată.